Văd, tocmai am primit o știre, France Television, 56% absenteismul la nivel european. În Franța a câștigat Frontul Național, victorie netă. A fost, ce să spun, la noi rezultat scontat, după părerea mea, adică sondajele cam asta au indicat. Toate cele trei partide din opoziție au pierdut în această seară. Am auzit comentariile voastre, mi se par mai bune decât de obicei. De obicei erau slabe, spre proaste, în sensul în care, evident, erau vădit într-o direcție și nu erau obiective. De data asta mi s-au părut bune, pentru că așa s-a întâmplat, asta e realitatea. Eu asta spuneam în fiecare seară. Trei partide mici, adică PNL-ul, PDL-ul, PMP-ul, slabe, de criticat, fără oameni carismatici, fără idei, n-aveai ce să tragi după ele. Este o înfrângere evidentă a tuturor, da? Oameni care n-au știut să adune în jurul lor, distanța asta față de PSD este firească. Probabil că s-a furat, pentru că din 29% cât a fost acum 5 ani, avem un 32%. Am înțeles că a furat și PMP-ul, bine de tot, a furat și PSD-ul ca de obicei. Adică suntem în aceeași notă, s-a tras tare pe ultima sută de metri, dar rezultatele sunt logice. Aparatul PSD-ului, așa cum s-a spus aici, evident că a câștigat această bătălie. Nu e o victorie a lor împotriva României. Mi s-a părut că ura asta din discursul ăsta băsist, adică chiar am remarcat, Ponta nu l-a pomenit pe Băsescu în discursul pe care l-am dat și noi mai devreme, n-a zis nimic de el, devenise până la urmă o ură împotriva lui Băsescu sau, dacă nu, o ură împotriva ceva. Deci discursul lor era o ură față de cineva. Și te mai atrag atenția, poate să comentăm aici, mi s-a părut foarte interesant la un moment dat ce a spus Victor Ponta, amintindu-ne, fără să ne citeze, da, pe cei, adică cei care îl criticau în repetate rânduri. Mi se pare că când ai o victorie la acest nivel, cu peste 40%, dar poate să, nu te, fi așa. Poate să nu te rătuiești cu cei care te-au criticat, că criticile aduse PSD-ului sunt puține la nivel național pe posturile de televiziune. Sunt nesemnificative, dovadă că PSD-ul nu face decât să crească. E, unii l-au mai criticat, dar să te războiești cu acea latură, într-adevăr, nesemnificativă în sondaje, înseamnă totuși o chestiune, exact ce spuneam, adică tu trăiești din ura asta, dar nu s-o poți explica. Asta mi se pare, de fapt, leitmotivul acestei se. Da. El chiar și învingător avea de plătit niște polițe unor cetățeni pe care nu-i numește. Da,